În timpul vizitei pe care familia lui Antonio a făcut-o în casa mireasa, acesta îi lua apărarea Mariei în fața mamei lui. Nu mi-a plăcut atitudinile, gesturi. Păi și ce te dorești? Tu erai Miguelito, tu erai Antonio și toate celelalte gesturi. Păi și ce? Lasă că mi-asum eu dacă tu nu... Adică tu... Deci pe mine m-a deranjat foarte tare, spun sincer. Da, nu știu, nu le-am interpretat așa și aici gândește mama că... Deci eu, pentru cum să le interpretez? Asta ține mult de caracterul omului. Spui una și faci alta. Deci pe mine asta mă derutează și mă deranjează. Era rănită, pentru că ea... Deci îi se acceptă totul pentru că era rănită? Nu, ascultă-mă, cum vreau să pun problema și cum... Nu, hai să ne înțelegem. Eu nu vreau să te conving pe tine de nimic, pentru că tu întotdeauna ai luat singur hotărârile și așa vei face de acum înainte. Da, dar mă lăsă-ți explic. Ai 30 de ani, deci nu o să vin eu să spun ce să faci. Eu spun cum se vede din punctul meu de vedere. Și chiar așa n-am înțeles. De ce trebuia să te ierte mama? Cu ce te ierta mama ei? Auzi, să nu mai spui cu... Nu te uimesc. Deci eu nu te uimesc. De ce mama te uimesc? Mă uimesc pentru că eu știam că tu poți să vezi în spatele cuvintelor. Păi am văzut. Când ți-a zis că ești prost, rău, am înțeles. Am văzut în spatele cuvintelor. Ia și background-ul și din ce lume vine și cum vine și tot la modul de exprimare. Să fiu mult mai înțelegătoare? Nu, dar la modul de exprimare. Poate nu a vrut să mă jignească, dar modul de exprimare așa și eu am spus de la început și asta a fost problema mea de la început. Tu când te exprimi, te pui undeva sus. Ea așa se apără. A, și între timp ce s-a schimbat? Păi acum ascult-o cum vorbește. O ascult-o pe live-uri, dacă mai când îi zice cineva ceva, cum îi răspunde. Îmi pare rău să spun, dar mie nu-mi place. Și se pare că mama lui Antonio a stârnit și admirație, nu doar unele discuții ca urmare a vizitei sale. Antonio, cum o cheamă pe mama ta? Jenny. Jenny, doamna Jenny, o ador. Ți-am zis de la prima oare când te-am văzut vocabularul. Da, Antonio, ce vrei să fac? Să mă prefac, pe bune? Nu e prefăcătorie. Gândește-te că e un update. Spui aceleași lucruri, dar mai frumos. Ok, o să tu încerc. Atunci când spui așa lucrurile, lumea vede că tu ai ceva în tine, enervat. Tu când spui pe un ton frumos cu alte cuvinte, poate poți să jignești și mai urât decât prin cuvintele alea. Dar dacă o spun pe un ton frumos și alte, nici cel care e în fața ta nu știe ce să-ți răspundă, îl pune într-o dificultate. Așa că îi dai cea mai ușoară variantă, el știe că trebuie să te atace. Bine, dar nu pot să spui că am mai fost așa în ultima perioadă. Ai văzut cum ți-a pus, cum te-ai enervat cu... Nu, când te enervezi, când te enervezi, atunci e problema. Păi mă frești la icre de 100 de ori și nu se poate. Până la urmă sunt și eu, m-am și eu stări pe bune. La câte răutăți au fost și la câte de-astea au fost în direcția mea. Măi, nu-i dacă o să fim bine și totul să evolueze, cum vedem noi și cum simțim noi, o să vadă și chestiile astea. Acum îți dai seama că nu au cum să gândească altfel. Și probabil și noi dacă am fi puși în situația să vedem... Nu demonstrezi nimic nimănui, Antonio. Nu mai pune mânuța pe față, te rog, că nu vreau să mă mai machez. Și acum m-ai pupat cu gros și mă pup pe frunte. Și o să am mare pată de buzele tale. Eu chiar nu vreau să fie supărată, maică ta, pe bune. Toată viața mea nu vreau să fie supărată și nici nu vreau să știu că tu ești supărat de minte că o super pe mama ta. Știi, asta am chiar... Nu. Da, eu știu că nu ține stările astea adică mult timp. Adică eu chiar țin cont de lucrurile astea și am ținut din totdeauna și în fosta relație și mereu am ținut cont de treaba asta. Uite, în fosta relație, dacă nu m-am cununat cu băiatul ăla, nu m-am cununat, dar respect pentru mama lui. Nu că nu mi-aș fi dorit. Toate astea oricum o să fie rezolvate când ieșim din casă. Până atunci oricum am fi în casă aici, oricum asta. Încearcă să scoți asta cu mediu și cu se înțelege, nu cred că ți-a mai dat să citești, dar ce spui tu, nu pentru mine, pentru mine e ok. Așa. Dar pentru oamenii de afară și pentru, probabil, și familia mea, se aude foarte urât. Asta. Eu am încercat să explic ei că modul de exprimare, eu știu diferența între, că sunt două luni, practic, între lumea. Nu, e absolut deloc. Ea vorbește cu tata. E o diferență. Băi, un om care a făcut armată și e total diferit. E o diferență diferit, și mama e un om care e cu facultăți și tot așa, modul de exprimare, ea nici nu se întâlnește cu oameni care să vorbească în alt mod. Ei se pare că toți oamenii trebuie să fie așa și așa trebuie să vorbească. La noi nu sunt cigniri, cel puțin în familie n-am prost, ăsta... Ea nu poate să fie, nu e cu tine aici să-ți vadă gesturi și alte gesturi și alte, dacă nu se uite pe antena prei. Să te vadă și cum ești tu ca persoană, cum faci treburile, cât de harnic ești, cât toate lucrurile alea, că și asta contează pentru ei. Și dacă ar vedea și chestiile astea, dar asta iese în evidență cel mai mult, că lucrurile rele iese în evidență. Chiar dacă cei doi au reușit să-și mențină calmul, Maria pare totuși afectată de reacțiile familiei lui Antonio. De ce trebuie să fie lucrurile imposibile?
În momentul ăsta așa le simt, imposibile. Dar așa au fost întotdeauna în orice relație de-a ta? Dar eu nu știu adică nicio relație de-a mea. Dar nu au avut treabă cu nicio relație de-a mea. Nici mama, nici nimeni. Am fost plecat de acasă, ultima relație am avut un an. Pentru că acum e totul public, văd tot, fiecare cuvânt, fiecare mișcare. În orice relație ar fi fost așa dacă... Deci ești primul om din viața mea cu care sunt pusă în alte situații. Da, că eu... Primul. Bă... Eu și-n fost n-am fost pus. Și cred că și ultimul. De ce ești tu mai afectată decât mine? Nu sunt afectată, mă gândesc și eu, nu-i normal. Pentru că nu înțeleg cu ce am deranjat atât de tare. Ok, am înțeles, am spus niște lucruri, mi le asum, pare rău, chiar nu vreau să fie nimeni supărat, da. Și tu pune-te copilul tău și familia ta să fie gen. Antonio, dacă stăm să analizăm situațiile diferit și separat, nu diferit, separat. Da, eu n-am dat în tine. Aia e singura diferență în perioada asta. Eu mi-am văzut de treaba mea, da, am făcut când m-am mutat de la o fată la alta sau ce-am făcut eu, dar eu n-am dat în tine. Ce mă îmi creează o stare așa? Faptul că din tot, din absolut tot, culmea eu sunt de vină cu absolut tot, știi? În toată situația asta, doar eu sunt de vină. Nu tu ești de vină, nu e nimeni de vină. Tu o vezi că ești de vină. Pentru că dacă stau să iau restul părerilor, așa mai departe, ce crezi? Balanța se înclină mai mult în direcția aia. Da, dar în cazul familiei mele care pune accent pe educație și pe tot asta, o să încline balanța. Mă, dacă eu desințeam pe tine un om de ăsta sobru, super, nu, super dar elevat, modul care super mi-am... educat așa, și simțeam că nu-i loc de dus cu tine în anumite păi direcții, cu mine nu da, făceam. Cu mine da, dar cu familia mea nu. Da, Antonio, dar nu o să trăiesc cu familia ta. Nu o să trăiesc cu familia mea, dar tu pentru comentariile pe care o să le auzi, trebuie să înțelegi de unde se vorbește. Și cum a fost și faza data trecută când am zis, când am zis că mama e supărată pe tine pentru ce ai zis atunci așa, tu ai zis așa, îi treci. Dacă tu îmi ziceai că mama ta e supărată pe mine, nu te-am zis niciodată, nu i-aș fi dat niciodată răspunsul ăsta, nu ți-l aș fi dat. Da, mă, de multe ori vorbesc la nervoasă. Păi aia, alea, la acolo se referă maica mea, la gesturile alea, la alea care le faci așa, ca și cum ce, voi sunteți nimic. Mă enervează treaba asta. Rău de tot. Situația în sine. Băi, și trebuie să luăm așa cum e, ce putem să facem, că e... Ești cu un control nostru, nu am decis noi să dăm pe el. Nu, am decis, dar am contribuit. Și eu și tu. La tot. Parcursul nostru, pe care nu poate să înțeleagă nimeni, pentru că nimeni n-a trăit în locul nostru. Absolut nimeni. Nici ai mei, nici ai tăi. Poți să-i judeci? Nu, absolut deloc. Nici lumea își permite vreodată în viața asta. Când zici, mie nu cunoaște nimeni relațiile și nu știu. Eu tocmai de-aia, pentru că eu am fost diferit de ei. Mă, spre noi poate să vină orice, absolut orice, din partea oricui. Eu știu. Atâta timp cât eu te simt la pe mine, tine cum trebuie. La mine știu că familia, ți-am zis, la mine familia nu e ceva decisiv. Important ești tu. Și atât. Pentru că eu nu te cunosc suficient de bine, eu nu știu cât de afectate, da, și cât de influențate de tot. Eu nu mă las influențat. Eu vreau să vorbesc cu tine și să comunic. Adică... Tu știi că toate chestiile astea strânesc două chestii în mine? O chestie așa de... Nu de supărare, dar nici confortabil nu mă simt. Și când văd toate părerile și toate chestiile astea, mă parcă îmi dă putere de două ori mai mult. Și eu sunt așa. Ce ești? Parcă mai tare mă încăpățâne să rămân acolo. De ce să vă fac vouă pe placă? În câteva clipe vorbesc cu voi, dați-mi voie să o salut pe mama lui Vlad, care a venit în casa Mireasa. Bine ați venit, doamnă! Bine v-am găsit, bună doamna ziua! Doamna Ana, bine ați venit, înțeleg că stați un pic. Până luni. Până luni, wow! Cred că ești fericit. Rău de tot. Rău de tot. Și tu, Cătălina? Da, și eu. O să stai cu mama soacră un pic, așa, să vă cunoașteți. Normal. Puțin mai bine, înainte de marele pas.
Mă bucur că ați venit. Și eu mă bucur că v-am regăsit. Da, veni și la pe 10. Normal. Ia uzi, te-ai liniștit? Bine, mama. Atunci venim mai mulți. Veniți mulți? Foarte. Vine și bunica. Cu cornulețe. Cu cornulețe, aoleu, abia aștept. Da, asta voiam să-i spun doamnei Ana. Un bun venit în Casa Mireasa, că am început așa cu votarea și oricum, eu cum mă uit așa puțin peste tot, mi-a stătea acolo în spatele lui Hatice și n-am apucat să o salut. Ok, așadar, până luni, mama lui Vlad stă în Casa Mireasa. O să fiți și la petrecere, o să vedeți cum e la petrecere. Oamenii ăștia s-au cam plictisit, dar eu cred că nu e chiar așa rău. Mai ales că săptămâna asta ați avut și miercuri. Miercuri chiar a fost frumos. Da, multă, multă treabă, da. Bine, ce faceți voi? Mm-hmm. Vorbim un pic despre schimbări? Schimbări? Mm-hmm. Ce schimbări? Ce ai vrea ca Maria să schimbe la ea? Dacă ar fi așa? Da, am spus atunci când se enervează. Temperamentul meu, în momentul în care mă enervez, mi-e puțin din fire. Eu știu și sunt conștientă că trebuie să lucrez la treaba asta. Păi aici e cel mai bun mediu în care să o faci, pentru că te vezi. Adică îți vezi reacțiile. Ce e, doamna Aloza? M-am văzut pe material și vreau să explic și eu de ce am zis că ador pe doamna Jenny. Ca să nu se înțeleagă ce? Exact, ca să nu se înțeleagă că am ceva cu Maria. Așa. Lui Antonio i-am povestit deja, am discutat, poate să vă spun el ca să vă confirme. Am zis că eu aveam același caracter afară, îmi plăcea să fiu o femeie puternică și hotărâtă și să-mi exprim deciziile. Și mi s-a părut cumva, m-am asemuit cu dumneai după ce... Aici, la Caprici, mi s-a spus că am fost prea dominatoare, am ținut copiii prea strâns în frâu, dar am realizat că trebuie să fii o mână de fier ca să poți să crești două caractere puternice. Dar de ce ați simțit că cineva ar putea să interpreteze că... Pentru că nu s-a dat tot ce am discutat cu Antonio. Păi o să fi discutat mult ce să facem. Da, și de-aia am zis, simți nevoia să spun eu ce a mai fost și după. Dar tu, Antonio, o înțelegi pe mama? Da. Eu știu, ea nu a urmărit emisiunea, sunt sigur că nici acum nu urmărește zi când prinde și poate a prins anumite părți mai puțin bune. Da, care nu sunt. Maria, tu cred că ar trebui să o înțelegi destul de simplu, pentru că, măi, ești mamă de băiat, știi? Da, și o să te gândești la un moment dat, peste ani, poate o să ai posibilitatea să, nu știu, poate nu o să locuiești cu fiul tău și cu soția lui, da. Dacă ar fi niște chestii pe care iubita sau logodnica îi le-ar face... Și am spus și dumneai că o înțeleg perfect și că probabil dacă aș fi fost în locul dumneai, cu siguranță aș fi reacționat și eu la fel sau poate de două ori mai rău, nu unde să știu. Ce te-a deranjat? Din tot ce a spus mama lui, absolut nimic. Îi dau dreptate, este mamă de copil, cum de altfel și eu, și pot să înțeleg anumite lucruri. Și știu că sunt anumite gesturi care nu se fac pur și simplu în public. Mie îmi pare rău că dumneai este supărată, sau probabil nu se face absolut deloc, nu se fac deloc. Și... Da, nu mă simt bine, mamă, așa. Nu se fac deloc și pur și simplu am înțeles-o și înțeleg absolut orice. Și în ceea ce privește, nu știu, vocabularul? Eu sunt transparentă și în momentul în care îmi vine să spun ceva, de multe ori nu stau să calculez lucrurile. Da, uite, tocmai pentru că ai un băiețel și poate că nu-ți dai seama, știi, în general suntem foarte atenți când suntem în preajma copiilor. Da. Cred că ți-ar prinde bine să elimini ce e de eliminat și din limbaj, clar, știi? Siguranță. Adică nu ar putea decât să te ajute. Te deranjează referirile lui Antonio legate de diferențele sociale? Nu neapărat de diferențele sociale, cât se înțelege că este chestia asta de diferență de etnie. Eu nu am citit-o în cheia asta. Eu m-am gândit fix la faptul că el vine dintr-o familie educată și în cazul tău, nu spun că părinții tăi, dar presupun că nu sunt oameni cu studii superioare, ceea ce este absolut ok, că nu trebuie toată lumea să fie cu facultate. Dar, adică, de ce ai simțit-o tu cu bătaie la etnie? Pentru că din multe, multe, multe păreri...
din ce a spus el, am primit anumite scrisori. Da, doar el, că mama ta nu a făcut nicio... Nu, n-a făcut referire, eu am încercat să explic modul de a te exprima. Eu am, mama a spus de multe ori că îmi place, prietenii cei mai buni au fost drum și așa, este altfel, chiar dacă nu este cu răutate. Pentru că și eu la început când eram cu ei... Da, dar uite, s-ar putea să lezeze pe unii oameni treaba asta. Da, poate eu fiind cu ei acolo și fiind ca frații mei, nu cred că o să lezeze pe ei niciodată, iar pe ceilalți cred că o să înțeleagă. Modul de exprimare este puțin diferit, dar ceea ce exprimă nu este cu răutate sau să jignească. Așa se, pur și simplu, așa se vorbește. Mie nu mi se pare atât de... Dar în public sau în... Se poate vedea urât. Bun. În principiu, asta este capacitatea omului de a evolua. Și cred că putem în fiecare zi să fim mai buni decât am fost ieri. Și asta o să te ajute foarte mult și pe tine. Ok.